Discutăm subiectul alături de invitații mei și continuăm seria Vocilor care contează la Euronews România. Le spun bună seara așadar domnilor Radu Magdin, consultant politic, prezent alături de mine în platou și pentru asta mulțumesc, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Îl salut și pe domnul Adrian Negrescu, este consultant financiar, de asemenea prezent alături de noi. Bună seara, Adine Negrescu. Seara, bine v-am găsit. O rectificare bugetară, Adine Negrescu, domnule Magdin, cel puțin din perspectiva Palatului Victoria, pozitivă, dacă ne uităm defalcat pe sume, arată ca pozitivă, dar care vine într-un context interesant de crize. E un bun punct de plecare, Adine Negrescu, rectificare pozitivă și suficientă? Da, insuficientă cu siguranță, raportate la problemele din economie, raportate la cerințele de pildă de la Ministerul Energiei, care a cerut 30 de miliarde pentru a compensa facturile la energie și gaze și primește numai 2,5 miliarde. E, sunt curios de unde va face rost statul bani pentru a acoperi această cerință, da? Absolut normală. Companiile au creditat statul român în tentativa de a-și recupera ulterior banii. Nu apar în această rectificare bugetară și nu este exclus că în viitor să ne așteptăm ca multe dintre companiile care activează în piața asta de energie ori să dea în judecată statul, ori să găsească niște soluții în așa fel încât să-și recupereze banii pe serviciile prestate. Vă spuneam că e o rectificare umflată de inflație, pentru că dacă te uiți la venituri crești cu 30 de miliarde de lei, iar dacă te uiți și mai atent în această rectificare vezi de unde vin cei mai mulți bani: din redevențe, din taxele petrol, gaze și energie. De acolo vin cei mai mulți bani și pe care îi împărțim, după cum împărțim sărăcia, ca să zic așa, pentru că sunt puțin bani la dispoziția statului, iar cei mai mulți bani se duc într-adevăr pe cheltuielile sociale, acolo unde este absolut nevoie, 7,89 de miliarde de lei, iar apoi un factor din punctul meu de vedere alarmant, încă un plus de 4 miliarde la dobânzile pe care statul le plătește din ce în ce mai mari pentru creditele pe care le ia pentru a se menține pe linia de plutire din punct de vedere bugetar. Păi să vă dau un exemplu în momentul de față, deci plus cei 4 miliarde ajungem la 18 miliarde de lei numai dobânzi de plătit în 2022 la creditele angajate de statul român, ceea ce este uriaș raportat la dimensiunea economiei din momentul de față. Citez din premierul Nicolae Ciucă, apropo de această rectificare pozitivă, descrisă de șeful guvernului chiar într-o postare pe Facebook, și menționează la un moment dat că prioritate are finanțarea măsurilor guvernamentale incluse în pachetele de sprijin pentru economie și pentru cetățeni, și în același timp reducerea cheltuielilor, aici voiam să ajung și să pronunț o întrebare, reducerea în același timp, Adine Negrescu, a cheltuielilor pentru bunuri și servicii ale tuturor ministerelor. Curiozitatea era cât de importantă această amprentă a reducerii cheltuielilor, cât contează? Raportat la nivelul cheltuielor care cresc în loc să scadă în această perioadă de criză, reducerea de la bunuri și servicii undeva la nivel de 532 de milioane de lei, infim raportat la cât cheltuiește statul, de exemplu, pe salariile bugetarilor, care și ele cresc, cheltuielile de personal cresc cu 1,6 miliarde de lei în 2022, peste bugetul deja prognozat în momentul în care am făcut legea bugetului la începutul acestui an. Deci, angajări din ce în ce mai mari la stat, creștere de salarii le vedem în aceste zile și o strângere prea puțin a curelei, o rectificare care nu vine să rezolve niște probleme legate de cheltuielile, de modul în care sunt cheltuiți banii publici și nu rezolvă, v-am zis de la început, marea problemă a compensării la energie și gaze, care din punctul meu de vedere e o bombă cu ceas. Dacă guvernul nu va găsi o soluție în următoarele 2-3 luni pentru a găsi fonduri necesare pentru a plafona practic în continuare aceste prețuri la energie și gaze, ne putem trezi la iarnă că vom plăti noi, consumatorii, atât persoane fizice cât și persoane juridice, vom plăti facturi de 4-5 ori mai mari, pentru că statul nu va mai avea bani din ce să compenseze practic prețurile crescute fără limită în ultimii 2 ani ca urmare a liberalizării pieței. Adine Negrescu? Ea spune brânză bună, bună burduf de câine. Cred că se potrivește foarte bună această expresie. Raportat la potențialul economic, la potențialul de a atrage fonduri europene, la potențialul de dezvoltare și de a evita recesiunea care ne paște în 2023. Dar dacă te uiți pe datele financiare, pentru că după asta judecăm, investițiile, da, investițiile statului în primul semestru sunt în scădere, da? Sunt în scădere cu 4%, sunt la 10,5 miliarde de lei. Și mai mult decât atât, vedem în această rectificare bugetară niște venituri supraestimate
toate din punct de vedere, din punctul meu de vedere, foarte optimiste. Numai din îmbunătățirea colectării, da, se estimează că se vor fi adunați aproape 3,5 miliarde de lei. Asta pe lângă din TVA, vreo 5,5 miliarde, deci în total vreo 15 miliarde din cei 30 de miliarde în plus la buget ar veni din economia care ar trebui să duduie măcar la nivelul așteptărilor autorităților, pentru că, într-adevăr, această rectificare să fie cu adevărat una pozitivă și să nu fie doar o rectificare pe hârtie, așa cum arată în momentul de față. Este doar un exercițiu contabil, din punctul meu de vedere, pentru că mulți din banii care sunt trecuți acolo nu există, practic, în momentul de față în buget. Sunt estimări, este o culegere de bune intenții, aș spune, această rectificare bugetare și nimic mai mult. Pas cu pas ar trebui să rezolvăm, într-adevăr, problemele care sunt stringente. Prima ar fi cea legată de facturile la energie și gaze, să vedem cum rezolvăm această problemă. Cum spunea domnul Magdin, această problemă legată de fondurile europene, de PNRR, de modul în care atragem investitorii este absolut fundamentală, mai ales în perspectiva unui an 2023 extrem de complicat, iar pe de altă parte trebuie să, în sfârșit, să ne gândim la o politică de restructurare a aparatului public. Nu poți să cheltui în continuu, așa, iată, cheltuielile în această rectificare bugetară cresc cu 32 de miliarde de lei. Ei, nu cred că avem o economie care să-și permită în momentul de față să susțină, între ghilimele, aceste planuri pline de optimism ale autorităților. Rămâne de văzut. Totul până la calculele efective și până la reacția jucătorilor din energie, care, din punctul meu de vedere, din ce am înțeles, va fi una extrem de dură și care va da un semnal extrem de negativ legat de modul în care este perceput mediul de afaceri de către autorități. Domnule Negrescu, am o curiozitate. Ultimele 48 de ore ne-au arătat o scădere cei drept ușoară, poate unii ar spune insignifiantă, pe rând a robor și apoi a inflației. Cu ce explicații? Greu de explicat această situație. Știm foarte bine că roborul reprezintă practic o medie a cotațiilor care se împrumută băncile între ele. Iată că în România, care s-ar dori a fi o economie funcțională, mesajul unui guvernator influențează piețele într-un mod destul de puternic, ceea ce ridică, pe de altă parte, semne de întrebare și ridică semne de întrebare legate de caracterul speculativ al tranzacțiilor pe robor între bănci. Poate chiar Banca Națională ar trebui să se preocupe mai atent de ce se întâmplă în această zonă, pentru a nu mai avea astfel de situații care, într-adevăr, ridică multe semne de întrebare, inclusiv în rândul celor care au credite. De ce? Pentru că se întreabă, oare bancherii nu fac altceva decât să speculeze această perioadă, să ne pună nouă în spate toate costurile generate de inflație, de problemele economice pe care ei le au? Iată răspunsul pe care Mugur Isărescu trebuie să ne dea. Legat de inflație, știți cum, realitatea bate filmul. Noi ne lăudăm cu niște date economice foarte, foarte bune. Dacă te uiți la inflație, mi se pare că acela este indicatorul relevant privind situația economică. Și ce vezi acolo? Creșterea prețului gazelor cu 70%. Vezi zona alimentelor de bază, care de la o lună la alta se tot scumpesc, cartofii undeva la nivel de 41% scumpiri, uleiul 40%, pâinea, fructele, toate acestea se scumpesc de pe la o lună pe alta și afectează în principal păturile sărace ale populației. Adică oamenii numai din perspectiva inflației trăiesc din ce în ce mai greu. Și iată că nu se găsesc soluții pentru a stăvili această inflație, care a redus foarte, foarte mult potențialul economic, a redus foarte mult consumul și asta se va traduce printr-o scădere economică, pentru că, să nu uităm, consumul, adică ceea ce cumpărăm noi din magazine, ceea ce folosim noi, înseamnă de fapt principalul motor al economiei. Dacă noi nu stimulăm acest motor, s-ar putea să ne trezim într-o criză poate mai dură decât în 2010. V-aș cere, domnule Negrescu, un sfat cu privire la ajustarea, să spunem, bugetului unei familii. Care ar fi primul pe care l-ați înainta românilor, tuturor celor care ne urmăresc în această perioadă, la momentul actual, și care ar produce într-un timp foarte scurt efecte? Să-și evalueze corect veniturile și să-și prioritizeze cheltuielile. Din perspectiva mea, cred că de acum trebuie să ne apucăm să punem niște bani deoparte pentru facturile la energie, gaze, carburanți și utilități, da, pentru la iarnă, pentru că facturile vor fi foarte, foarte mari. De ce? Pentru că prețurile vor crește și nu este exclus ca undeva până la septembrie-octombrie să ne trezim cu o surpriză din partea guvernanților, care nu vor mai putea susține din punct de vedere financiar mecanismul de compensare și plafonare a prețurilor. Și asta ar însemna o
adevărată lovitură în bugetul multor familii. Deci să ne calculăm foarte bine banii pe care avem și să evităm cheltuielile neprevăzute, adică să încercăm să evităm cheltuielile care au legătură cu viciile, cu lucrurile care nu ne definesc practic supraviețuirea, pentru că 2022 este anul supraviețuirii și dovezile sunt multiple din punct de vedere financiar. Dezvolt, dacă îmi dați voie, exemplu, în sensul următor, să pun bani deoparte, să iau un plic și efectiv de astăzi să pun niște bani în el? Adică e acel principiu al banului la saltea? În mod normal, ar trebui să-i ții la bancă pentru că ai o dobândă cât de cât ok, au mai crescut dobânzile și în România, da, nu ajung la nivelul inflației, dar îți oferă o dobândă. O altă variantă este să pui în titluri de stat. Dar asta înseamnă că trebuie să-i ții acolo până ți marjezi, până îți câștigi dobânda. Da, e o variantă să-i ții, să schimbi în euro sau în dolar. Dolarul e pe o creștere semnificativă în această perioadă pentru că este considerat o monedă de mult mai sigură în actualul context macroeconomic internațional. Deci să-i ții în valută din punctul meu de vedere și să-i folosești atunci când va fi nevoie, adică la iarnă, pentru că la iarnă mare parte din populația României va avea dificultăți reale în a-și acoperi cheltuielile generate de ratele la credit, generate de facturile la energie, de costurile cu viața. Gândiți-vă că și alimentele se vor scumpi, pentru că în general iarna prețurile la alimente sunt mai mari decât vara, bineînțeles, ca urmare a sezonalității. Vă mulțumesc pentru toate explicațiile aduse. Adrian Negrescu, analist financiar, domnilor, domnilor, o foarte scurtă pauză.